Care sunt principalele lucruri rele care se pot întâmpla pe internet? Cum au decurs amenințările web în ultimul an? Principalele lucruri rele? Păi lucruri rele care ni se pot întâmpla depind foarte mult de context. Gama de amenințări, să zicem, din mediul online, deși evoluează, avem anumite puncte cheie pe care le urmărim. Adică sunt atacuri de tip SQL injection care urmăresc site-urile, sunt furturi de identitate care, zicem, că urmăresc persoanele fizice, sunt vestitele atacuri de tip phishing care urmăresc iarăși persoane fizice, respectiv furtul banilor din contul unei persoane fizice sau chiar și juridice. Deci plaja de amenințări este oarecum constantă, deși ea evoluează. Dar avem anumite incidente pe care, la care putem să ne axăm. Acum depinde foarte mult de context. Adică dacă, într-adevăr, un atacator pune mâna pe datele tale bancare, pe date despre cont, user, parolă, etc. și îți accesează contul și te lasă fără bani în cont, probabil că contextul este foarte nefavorabil și să zicem că impactul este aproape nimicitor pentru persoana respectivă. Deci, în funcție de context, dacă cam asta este. Ar trebui să avem cel mai mare atenție. Eu consider că la toate. În principiu, trebuie să protejate datele personale. Cam asta cred că este răspunsul. Pentru că majoritatea atacurilor din ziua de astăzi vizează datele personale ale persoanei respective, în special conturile bancare, etc. Deci, atacurile din ziua de astăzi, în marea lor majoritate, urmăresc opțiunea de foloase financiare. Și atunci trebuie să ne protejăm astfel de date. Okay. În ultima perioadă, traficul web s-a montat covârșitor pe dispozitive mobile, pe tablete, pe telefoane mobile, pe smartphone-uri. Există amenințări care să vizeze exact publicul, utilizator de smartphone-uri și tablete? Cu siguranță, iar telefoanele din ziua de astăzi, smartphone-urile, nu mai sunt simple dispozitive de vorbit. Da? Sunt foarte complexe din punct de vedere al tehnologiei și sunt foarte complexe și din punct de vedere al utilizării. Așa cum a spus Dan mai devreme, atacurile cibernetice vizează acum obținerea de foloase materiale. Dacă ne gândim că prin intermediul unui telefon sau unei tablete accesăm conturile bancare, prin internet banking, mobile banking, în momentul în care nu avem un pachet de securitate corespunzător la nivelul dispozitivelor respective, hackerii sau potențialii atacatori pot să aibă acces direct la conturile bancare și implicit la activele respective. De asemenea, utilizarea extrem de intensă pentru social media este benefică, da? Să nu fim înțeles greșit, dar poate să aducă și anumite repercursiuni în sensul stabilirii profilului utilizatorului respectiv. Odată stabilit profilul unui utilizator, el poate fi potențial utilizat de către un atacator. Băncile, de exemplu, au aplicații mobile, da? Toate băncile acum, de fapt, este vorbind de o schimbare a paradigmei bankingului. Este extrem de accelerat procesul prin care se trece de la modelul clasic de banking, paper-based, unde vorbim de cecuri, bilete la ordin, la internet banking, mobile banking, în care practic prezența clientului nu mai este necesară, nu mai există acea relație de încredere și de cunoaștere care există prin prezența fizică între ofițerul de cont sau ofițerul bancar și client, și acum practic vorbim de clienți virtuali și de ofițeri bancari virtuali. În momentul în care clientul nu este conștient de riscurile la care se expune, atunci devine o potențială țintă. Și aici știm că băncile au demarat campanii, într-adevăr nu publice, dar la nivelul clienților lor, în ceea ce înseamnă conștientizarea riscurilor. Deci în momentul în care acum primiți un card, ele sunt 3D secure, enabled, dar ele trebuie și activate. Acum 2 ani, și aici pot să vă spun că este o parte foarte pozitivă pentru sistemul bancar, aproape toate cardurile în România sunt 3D secure. Bineînțeles, mai există, adică tot ceea ce este card nou emis este 3D secure. Există însă un stoc de carduri care au fost emise acum un an, 2 ani, care vin la prelungire. În momentul în care sunt reemise, atunci și ele sunt 3D secure. Numai că dincolo de faptul că ai posibilitatea tehnică, adică sunt 3D secure, foarte puține sunt activate.
Ceea ce spune că, unu, fie clienții respectiv nu știu, sau, doi, nu interesează, că nu înțeleg, de fapt, ce le aduce ca și beneficiu sau la ce riscuri se expun dacă nu activează cardurile. Și la nivelul, în România există campanii, la nivelul instituțiilor de credit, în momentul în care primesc un card de 3D Secure, de exemplu, sau un client achiziționează un pachet internet banking, mobile banking, îi se și explică, primește un leaflet în care îi se explică potențiale riscuri, care trebuie să fie comportamentul, cum trebuie să facă față unui atac de phishing, pentru că nimeni nu te poate proteja. Certul poate să aibă capabilități tehnice enorme. Da? În momentul în care tu îi dai PIN-ul tău unui potențial atacator, nimeni nu te poate ajuta. Da? Este foarte clar, e ca și cum îi dai cheia la casă. Asta este și îl inviți, poftim și ea ce vrei. Deci există clar, din perspectiva băncilor individual, aceste campanii de conștientizare la nivelul clienților, cel puțin cu privire la riscurile la care se expun și un anumit comportament minimal. Din punctul acesta de vedere. Pentru că, dincolo de faptul că acum atacurile cibernetice au ca și potențial target obținerea de foloase materiale, trebuie să înțelegem că și ele sunt extrem de targetate pe anumite sectoare de activitate. Mulțumesc! Microsoft a făcut eforturi mari în ultimul timp pentru mutarea în cloud și, în general, toată industria se duce către direcția cloud. Această direcție înseamnă mai multe griji pentru consumatorul final și respectiv companii sau mai puține? Din punct de vedere al securității, cloud-ul nu schimbă cu nimic discuția. Fiindcă cloud-ul intervine doar pe partea de server. Deci, noi știm cu toții că de obicei când vorbim sau utilizăm o aplicație, ea are o față pe care apare pe smartphone, pe tableta, pe PC-ul utilizatorului și e undeva un serviciu care e pe server. Serverul ăla se mută în cloud. În continuare vom avea capătul celălalt care e la utilizator, smartphone-ul, tableta sau PC-ul respectiv sau hibridele, care trebuie administrate din punct de vedere al securității exact la fel cum o făceam până acum. Nu se schimbă absolut nimic. Doar serverul se mută în cloud. De foarte multe ori, mesajele de update, să zicem, ale unui sistem de operare anumitor aplicații sunt poate enervante. Și utilizatorii le ignoră. E un pericol foarte mare? Adică te expui la un pericol refuzând să... Da, bineînțeles. De fapt, gândiți-vă că dacă se găsește o vulnerabilitate în sistemul ăla. Și nu vorbesc numai de sistemul de operare. Poate să fie aplicația pe care o folosim, reader-ul respectiv, sau player-ul, sau browser-ul pe care îl folosim. Nu vorbim doar de sistemul de operare. Deci aplicațiile și sistemul de operare trebuie ținute la zi. Fără discuție. Dacă se găsește o vulnerabilitate într-una din ele, producătorul scoate o corecție, o actualizare, care vine automat de obicei. Să refuzi instalarea unei astfel de actualizări, practic, te expune la acel atac. Este o chestiune de bază. De fapt, sunt trei măsuri tehnice care se pot lua de către oricine, și de utilizatorul de acasă, și de business-uri de orice fel. Ținerea la zi a sistemului de operare și a tuturor aplicațiilor pe care le folosim. 2. Firewall. Și de obicei există în sistemul de operare un firewall, dar dacă suntem paranoici, nicio problemă. Cumpărați unul. Și 3. Un antivirus. Un antivirus care tot așa. Poate exista un antivirus gratis, cum e Microsoft Security Essentials, dar dacă, din nou, dacă sunteți paranoici, cumpărați unul pe bani, nu e nicio problemă. Deci astea sunt măsuri tehnice care niciuna din ele utilizate separat nu oferă protecție. Deci degeaba pun antivirus dacă nu actualizez, degeaba actualizez dacă nu activez firewall-ul. Bineînțeles că cu cât mai multe din astea trei le folosesc, cu atât e mai sigur. Și a patra chestiune care ține de, dacă vreți, de actualizarea cu o amare a sistemelor. Eu degeaba actualizez un sistem de operare care e foarte vechi. Și dau exemplu aici Windows XP. Windows XP este un sistem de operare care a fost excelent la vremea lui, acum 11 sau 12 ani când l-am lansat.
Dar au trecut vremurile alea. Atacurile sunt cu totul și cu totul altele. Sunt mult mai sofisticate. Pe lângă asta, Windows XP nu va mai căpăta actualizări începând cu 9 aprilie 2014, exact 6 luni de azi. Mai aveți jumătate de an să vă gândiți cum vă veți proteja. Și odată ce încetează actualizările de securitate, expunerea este enormă. Deci, practic, orice vulnerabilitate se va găsi acolo, va fi expunere 100%. Noi ajutăm clienții noștri, indiferent că sunt utilizatori de acasă sau în business-uri și organizații, să treacă la dispozitive moderne. Vedeți că nu mai spun PC. Da, acum spunem, vorbim de tablete, ultrabook-uri, convertibile și alte... Mai ales și în vedere conceptul Bring Your Own Device. Exact. Care devine din ce în ce mai cetățenit. Și vă încurajez să... vă uitați deja ce dispozitive puteți, moderne, puteți lua deja cu sisteme de operare mai actual. Dacă vreți să actualizați XP-ul ăla de 12 ani și țineți la fierul ăla, la calculatorul, la hardware-ul vechi, da, se poate achiziționa și Windows 8 pe ele, dar trebuie să vedeți dacă merge Windows 8 pe acel hardware vechi. S-ar putea să fiți nevoiți să puneți Windows 7 pe el. Bun? Deci asta trebuie să vedeți. Și aveți câteva luni la dispoziție până expiră suportul pentru Windows XP. Pentru mediul comercial există și niște promoții. Dacă mergeți pe microsoft.ro/modern, okay? Este o campanie de reduceri, discounturi pentru mediul comercial, mediul de business. Pentru instituțiile publice există și acolo o ofertă la care este la adresa microsoft.ro/promoții. Ok? Deci, la treabă. Windows XP e pe ducă.